Hai, noroc! Bă, voi ați pățit vreodată să fiți la o petrecere, stai-ți, vezi de treaba ta acolo, când deodată se sting luminile, se aprind peste câteva secunde și pe urmă unul dintre voi e mort. Și nimeni nu știe cine l-a omorât. Și voi stați acolo și vă scărpinați în cap, aoleu, cine e criminalul dacă mă omoară pe mine în continuare? Și tu stai acolo și te gândești, bă, ce prost sunt! Dacă făceam și eu niște teste de alea să afli cine e criminalul, acum eram ok. Probabil am trecut cu toții prin situația asta și vreau să nu se mai întâmple, așa că astăzi vom face 3 enigme. Vom rezolva 3 enigme de alea de gen detectiv, cu polițist, cu mistere, cu de-astea. Da? Uite, am aici, rezolvă aceste 3 enigme ca să-ți testezi inteligența mereu. Ne testăm inteligența din câte se pare. Haideți să începem. Numărul 1. Un hoț la etaj. Bun. Într-o noapte, un hoț se cațără la primul etaj al unei case. Se uită direct pe fereastra dormitorului și în întuneric îl vede pe Dorel. Aoleu, Dorel. Întins pe pat. Dar încă treaz, deci Dorel era întins pe pat, dar încă treaz. Scoate încet un cuțit de tăiat sticlă, face o gaură și intră în cameră. Tot timpul se uită la Dorel și Dorel la el. Fără să se grăbească, hoțul deschide toate sertarele și fură obiectele de valoare. De ce Dorel nu reacționează? Pentru că este un laș. Toată lumea știe că Dorel este laș. Dorel este complet sănătos și nu are probleme psihice. Ah, ok. Toate simțurile îi funcționează foarte bine. Nu este legat și nici nu-l cunoaște pe hoț. Ok, ok. Deci hai să ne gândim puțin. Deci hai să recapitulăm în prima etapă. Într-o noapte, un hoț se cațără la primul etaj al unei case. Se uită discret pe fereastră și în întuneric îl vede pe Dorel care stătea întins în pat. Dar era treaz. Stătea întins în pat, dar era treaz. Scoate încet un cuțit de tăiat sticla. Taie sticla, intră în cameră. Tot timpul se uită la Dorel și Dorel la el. Se uită la unul la altul. Dorel e în pat, hoțul se uită la el și Dorel se uită la hoț. Și în timp ce se uită la Dorel, îi fură totul de prin sertare. Cum e posibil? De ce nu e Dorel like, bă, ho, păi ce facem aici? Alea-s pieptenele mele, punem pieptenele jos, nu mai îmi fura clamele de păr. Dorel avea părul lung, eu așa mi-l imaginez pe Dorel, avea părul lung și de-aia avea și pieptene și clame de păr. În fine, de ce ar face Dorel asta? Nu-l cunoștea pe hoț ca să zică că, hei, Mirel, ce faci? A, pe aici, da, verificai sertarele de niște cremă de față. Nu era casa lui? Nu era casa lui Dorel? Era poate o casă, era un fel de chiriaș, de gen se gândea să cumpere casa și stătea acolo să vadă cum e și când a intrat cineva în casă, nu știa că nu era casa lui, nu știa cine e, zicea că e unul dintre, dar totuși de ce ar intra pe geam? De ce Dumnezeu s-ar uita la el și n-ar zice nimic? Hai să mai citim o dată textul, că cred că îmi scapă ceva. Dorel nu este legat, este complet sănătos, nu are probleme psihice. Îi funcționează simțurile, nu este legat. Poate că hoțul ăsta de se uita, poate Dorel l-a văzut pe hoț și hoțul l-a văzut pe Dorel și Dorel n-a zis nimic, pentru că hoțul avea un cuțit între dinți și mai avea și un lanț făcut din degete umane de la victimele lui sau ceva și l-a intimidat pe ăsta. Ceva de genul ăsta? Nu știu, mă. Nu știu, hai că mă dau bătut. Sincer, nu sunt foarte bun la chestiile astea, nu cred că o să mă prinde niciuna. Voi v-ați prins, ziceți-mi în comentarii, dar mai întâi hai să vedem care este răspunsul. Că sunt foarte curios și probabil că după ce îmi zice o să zic, da bă, era evident, de ce n-am mai stat să mă gândesc puțin. Dar asta e. Dorel e un bebeluș, mă, bă, ce idiot. Normal că Dorel e un bebeluș, este cel mai simplu și evident răspuns. Da, mă. Da, mă, Dorel era un bebeluș. Cine a ales numele ăsta a făcut o decizie foarte bună, pentru că Dorel nu e deloc nume de bebeluș. Îți distrage atenția complet de la faptul că ar putea fi un bebeluș. Dacă îl chema, eu știu, Cristinel. Nu știu, un nume de bebeluș. Dacă îl chema un nume de bebeluș... În fine, hai să vedem următoarea întrebare. Numărul 2. Moartea la petrecere. Opa, a venit moartea la o petrecere. V-am zis ce am zis la începutul filmului, când se stinge lumina, moare cineva și uite, vezi, acum poți să rezolvi ca să nu mai ai niciodată problema asta. Uite, un bărbat a venit mai devreme la o petrecere și a băut puțin punch. Cine naiba bea punch? Apoi a plecat repede. Restul oaspeților au murit otrăviți, iar poliția a spus că otrava a fost fix în punch. De fapt, era deja în punch când bărbatul a băut. De ce nu s-a otrăvit? Deci un bărbat s-a dus la o petrecere, dar s-a dus mai devreme, s-a dus înainte să înceapă, efectiv așa, în,
în mare, s-a dus și el așa pe la început pe acolo și a băut puțin punch. Nu puteam să-i spunem și noi, și nu punch, în limonadă sau în ce se bea la petreceri la noi. Cine? Nu bea nimeni punch la noi. Dar în fine, era în punch. Otrava era în punch. Ăsta a venit mai devreme și a băut puțin. Apoi a plecat. Probabil că a otrăvit punch-ul. Dar de fapt, era deja în punch când a băut, dar el de ce nu s-a otrăvit? Pentru că a vomitat după. Pentru că a scuipat imediat. Pentru că avea antidotul. A, uite, asta e o explicație foarte simplă. Păi dacă el a pus otrava în punch și știa exact ce va face acolo și ce urmează să otrăvească, să ucidă pe toți ăia, știa exact ce otravă e și știa exact cum să repare. Poate imediat după ce a băut, o s-a dus și a vomitat în parcare sau... E ca în Breaking Bad cu Gus Fring. A văzut cineva Breaking Bad? Spoiler alert, când se duce Gus Fring în Mexic la cartel și ia tequila, le face un cadou de tequila și beau toți. A, și bea și el, dar pe urmă el se duce la baie și vomită și ia o pastilă și tot e rău, tot trebuie să ajungă la spital să-i vindice, dar până la urmă i-a trecut. Ar putea să fie ceva de genul ăsta, dar probabil că nu e asta, probabil că e ceva mai așa simplu și evident după ce știi, dar nu atât de... Aaa, știu mă, cred că știu, era în gheață, nu? Că dacă el a venit mai devreme, dacă el a trebuit să bea... Înainte să bea restul, de a trebui să vină mai devreme, poate că a pus niște cuburi otrăvite și inițial nu avea nimic, pentru că și-a pus și el, a băut și s-a dus, dar pe urmă, mai târziu, pe parcursul serii, gheața s-a topit în punch și a eliberat otrava în drăcovenie, în punch. Oricum, cred că asta e. Altă soluție mai bună nu îmi vine, asta pare genul de chestie care ar fi răspunsul asta și trava era în cuburile de gheață. There you go. Ultima, următoarea și ultima enigma. Am ghicit una din două, ceea ce înseamnă că sunt jumătate deștept. Moarte în deșert. Poliția găsește în deșert cadavrul unui om. Asta, săracul om. Și lângă el un pachet închis. Faptul că acest pachet este închis explică motivul morții omului. Întrebare, ce pachet este? Este un pachet de țigări. Ce fel de om, înainte să se o sinucidă, nu deschide pachetul să fumeze ultimul țigar, nu? E ceva de genul ăsta? Nu. Poliția găsește de așa. Lângă el este un pachet. Ca o cutie, gen un pachet închis. Faptul că acest pachet este închis... Bă, să vezi dacă n-am zis eu bine din prima și dacă nu chiar e un pachet de țigări și are legătură cu asta. Motivul morții. Oare are legătură cu scorpioni? Nu, deci pachetul ăsta explică cauza morții. Hai să luăm așa câteva variante, să presupunem că s-ar fi sinucis. Ce era în pachetul ăla? Ce fel de pachet era ăla? Stai puțin, că e în deșert. A, e în deșert. Uite, asta e așa, că n-are niciun motiv să ne spună că e în deșert dacă nu avea legătură cu cauzele, condițiile crimei. Păi dacă e în deșert, înseamnă că are cumva legătură cu apa? Poate era un pachet plin cu apă și era închis? Și poate a murit pentru că n-avea apă? Pentru că avea o cutie plină cu apă, dar nu a deschis-o? Asta nu explică mare lucru. Era ceva închis, poate în cutia aia era ceva care i-ar fi putut salva viața. Apă, odată, capcane de scorpioni, sau nu, că am zis că n-are legătură cu scorpionii, dar de ce ar fi închis, de ce nu l-a deschis el, adică de ce n-a deschis el cutia dacă avea nevoie, era greu să deschidă, era un safe, nu, că la noi e un pachet, de ce n-a deschis pachetul dacă îi trebuia ce era înăuntru ca să supraviețuiască, de ce nu l-a deschis? E ceva ce l-ar fi ajutat. Ceva ce l-ar fi ajutat să supraviețuiască. Poate... Sau nu chiar, că atunci de ce n-a deschis pachetul? Nu știu, mă. Sunt convins că este un răspuns foarte interesant și deștept și care zice, evident cum a fost și cu bebelușul, dar nu-mi vine. Nu-mi vine, ce să fac? Să stau acum să mă gândesc în continuu? Hai să vedem, că presupun că vreți și voi să vă aflați dacă nu v-ați prins deja. O parașută, mă, da! Da, mă, era un pachet nedesfăcut, că nu i s-a desfăcut parașuta și a murit. Era în deșert, că acolo a aterizat, s-a întâmplat să fie în deșert, dar... m-a indus în eroare cu deșertul ăla, mă gândeam la desert-related stuff. Oricum, tare, ziceți-mi, voi v-ați prins la puzzle-urile astea? Probabil că da, probabil că toată lumea e în comentarii. Eu le știam pe toate sau dacă nu m-am prins la toate, mi-au luat 2 secunde. Paul, ce prost ești. Tu ești prost. Ok, asta a fost tot, ne vedem data viitoare. Pa, pa.